Direcția de Sănătate Publică Gorj a primit astăzi un ordin de la Ministerul Sănătății prin care medicul Florin Merge a fost revocat din funcția de manager al Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu. Același ordin l-a numit în funcția de manager interimar la Spitalul din Târgu Jiu pe medicul Gheorghe Neață. În dimineața zilei de astăzi am primit ordinul de revocare al domnului doctor Mergea Florin din funcția de manager al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu și ordinul de numire în funcție de manager interimar al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu al domnului doctor Neață Gigi. Neață nu a fost surprins de ordinul Ministerului Sănătății pentru că se aștepta să fie numit în această funcție. Noul manager are multe planuri de viitor, dar va pune accentul în special pe calitatea actului medical. Da, sincer să fiu, mă așteptam. Ce voi face, sunt multe în plan și sper să reușesc să îmbunătățesc cât se poate în condițiile acestea de criză situația asistenței medicale la nivelul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. Deși și-a depus demisia în timpul controlului efectuat de Direcția de Sănătate Publică Gorj, la care a revenit, iar apoi s-a înscris la UDMR, Florin Mergea nu se aștepta să fie revocat din funcție. Nu a vrut să dea detalii despre schimbare și în stilul caracteristic a ales să scoată echipa Gorj TV din biroul pe care urmează să-l elibereze. Nu am ce să vă spun, vă spun, nu vă supărați pe mine și vă mulțumesc pentru înțelegere. Nu, vreau să dacă sunt de acord cu... Ce să vă spun? Potărârea, deci dumneavoastră v-ați depus demisia. N-am ce să vă spun, vă mulțumesc pentru înțelegere și vă doresc multă sănătate și numai bine. Da. Și oricând aveți probleme de sănătate, vă stau la dispoziție. Da. Oricând. Odată cu Mergea, va pleca de la conducerea Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu și directorul medical Constantin Pălivan, care susține că s-a săturat de această funcție și se va întoarce la meseria lui de medic anestezist. Voi spuneți aici, cum sunteți plecat? Dar sunt plecat, e bine. Nu mai lucrez la direcție, mă duc la locul meu de muncă. Care plecă? Mai? Nu să stau aici, ce mai trebuie? Găsiți altul să mai visa și fără. Deci lucrul meu nu mai vrea, s-a săturat. Și el dacă s-a săturat, el mi se pare normal să nu se ture și eu. Atacați-l și pe alții. Contractul de management al lui Florin Mergea trebuia să expire în luna aprilie.